Mergem acum la Ministerul Sănătății, unde Raed Arafaci și Andreea Moldovan fac declarații. Medici de terapie intensivă, credeți-mă că nu știu de pe rost, dar pot să vă spun, sunt în peste 1500 de medici de terapie intensivă. Dacă iau și rezidenți și tot, atingem, dacă nu greșesc, nu vreau să dau cifre greșite, vreo 2000. Dar medici pensionari, da, sunt medici care au venit să ajute, sunt medici în vârstă care lucrează și ajută. Deci nu sunt numai medici tineri care lucrează. Există și medici cu experiență mare care ajută în acest domeniu. Arafat în capitală e în creștere. Ieri, de exemplu, au fost peste 1200 de infectări. Prefectul capitalei spunea că sunt necesare măsuri care să prevină o eventuală carantină în București. Este această carantină una posibilă în momentul de față? Deci la acest moment, astăzi, avem incidență cu ceva mai mică decât ieri, dacă ați văzut. Ieri era 3,98, astăzi este 3,88. Monitorizăm situația. Deja s-au luat măsurile care sunt pentru peste 3 la 1000, adică măsurile de închidere, restaurante, teatre, etc. și de măsură și de reducerea orei la 22. Și ați văzut că colegii de la Ordine Publică sunt foarte activi în a opri petrecerile și festivitățile care pot să pună în pericol alții din punct de vedere epidemiologic. Dar la acest moment monitorizăm, deci alte măsuri la acest moment nu sunt prevăzute. Dacă mă întrebați, e posibil să se carantineze? Noi nu dorim acest lucru, sperăm să nu ajungem acolo, mai este o cale până acolo, dar acest lucru depinde de noi toți. Din nou revin cu apelul care l-am lansat, că să respectăm regulile toți, că să putem să evităm orice situație suplimentară și să reușim să trecem prin acest moment. A fost mai ușor de gestionat perioada octombrie-noiembrie? În ultimele 24 de ore. Testele nu m-am ocupat, eu știu atâta că unii trimit testele în altă parte și aici nu știu dacă colega are ceva să explice. Pot și eu să vă răspund, pentru că lucrăm și cred că foarte curând vom avea disponibilă o creștere a accesibilității populației la testare, pentru că există o diferență foarte mare între județe. De asemenea, facem apel la populația atunci când are simptome sugestive COVID să se testeze într-unul dintre locurile unde această testare se poate face corect. Și de asemenea, este foarte important ca în cazul în care există o persoană cu simptome sugestive COVID și cu diagnostic să nu întârzie prezentarea la medic, să nu întârzie contactul cu medicul de familie, pentru că o parte dintre aceste cazuri severe pe care le vedem acum în terapie intensivă sunt cazuri cu prezentare tardivă la medic. Și atunci facem apel ca în momentul în care apar simptome să fie imediat luat contact cu medicul de familie care poate să coordoneze atitudinea ulterioară. Este extrem de important. De altfel, e un lucru care trebuie să-l suplimentăm. Pe lângă măsurile de protecție, una din cele mai importante măsuri acum este vaccinarea. Fără să intrăm în detaliile despre diferite tipuri care vor vorbi colegii noștri de la CNCAV, dar vaccinarea în sine este unica soluție la acest moment, să putem să trecem cât mai repede prin situația. Noi avem nevoie de oameni cu imunitate cât mai mulți în țară, că în paralel cu măsurile care le luăm, cei care crește imunitatea lor prin vaccinare să devină mijlocul prin care împiedicăm răspândirea acestui virus mai departe. Deci asta este încă un apel către populația, este să se înscrie, să meargă la vaccinare și să se informeze din sursele oficiale, nu din comentarii și din partea părerologilor care nu au cunoștință în domeniu. Trebuie să se informeze din partea colegilor care coordonează și coordonează lucrurile astea pe baze științifice și au acces la informații. Cu toții putem accesa orice informație, dar pe lângă informațiile generale de pe Facebook, de pe rețele de socializare, să mai citim și informațiile care ni le dau colegii care sunt experți în domeniu. A fost mai ușor de gestionat perioada octombrie-noiembrie decât aceasta? Acum, întrebare pentru... N-aș zice că a fost mai ușor sau mai greu. Ce putem să spunem acum este dacă în octombrie noi am început, dacă nu greșesc, valul când erau 500 de pacienți în terapie intensivă. Noi acum începem valul ăsta cu 900 în terapie intensivă, sau așa a început. Erau 900 și ceva de pacienți în terapie intensivă și clar că presiunea vine mai repede pe sistem decât a venit în octombrie-noiembrie. S-ar putea și rețeaua privată de spitale pentru a pune la dispoziție paturi de terapie intensivă? Da, am luat astăzi în discuție cel puțin partea de evaluare a pacienților, pentru că este o presiune mare pe spitalele, cele trei din București, de exemplu, Marius Nasta, Babeș și Balci, care fac în prezent
evaluare pe lângă unitățile de primire urgență. Și clar aici este un aspect la care trebuie să avem ajutorul și concursul mai multor unități. Ne puteți spune, vă rugăm, dacă ați trimis cum... care să nu găsiți loc la terapie intensivă în cele din urmă? Care întrebare? A existat vreo situație, vreun pacient pentru care în cele din urmă să nu găsiți loc în terapie intensivă? Pe moment, da. Deci aici nu avem de ce să ascundem. Pe moment se petrece astfel de situație să nu găsești loc, rămâne pacientul într-un loc și dacă este într-un loc nepotrivit, îl mutăm într-o unitate de primire urgență unde este oxigen, unde poate fi intubat, dacă e nevoie, poate fi ventilat, până găsim loc. Așa am făcut și în octombrie-noiembrie, așa facem și acum, adică nu s-a schimbat nimic. Poftiți? Acum unde s-a întâmplat? Nu, asta se întâmplă, adică pe moment să nu găsești loc, asta se întâmplă oricând, adică nu pot să vă spun că s-a întâmplat asta sau ieri, se întâmplă, colegii spun n-am găsit loc, dar peste 2 ore, peste 3 ore se poate găsi loc, se poate muta bolnavul respectiv. Între timp ce ne interesează, ca pacientul să fie îngrijit corect. Și atunci, dacă este într-un spital fără capabilități de terapie intensivă, nu există locuri de terapie intensivă libere la momentul respectiv, cel mai rapid mod a fost să-l mutăm la unitate de primire urgență care poate să-l stabilizeze, să lucreze, să-l asiste, până îl mutăm. Ce ne confruntăm cu el însă, și aici o să-l menționez, este refuzul uneori a familiilor, mai ales în zona Bucureștiului, de a ne lăsa să transferăm bolnavii în alte centre. De exemplu, nu avem loc în București, dar avem locuri în altă parte. Și aici ni se spune pe hârtie nu. Și atunci bolnavul rămâne în unitatea de primire urgență pentru că nu avem acceptul familiei de a-l muta, chiar dacă există un loc potrivit pentru el de terapie intensivă, poate la 100 de kilometri de București. Deci asta este o problemă cu care ne-am confruntat. Nu ne puteți spune, vă rugăm, dacă ați trimis... Nu, asta nu intrăm în discuție. Asta vă rog. Ne puteți spune, vă rog. Vorbeam vă rog. De faptul că în transferul acesta între spitale, din cauza drumului mai lung, au fost și decese ale pacienților pentru că n-au rezistat. Ne confruntăm în acest moment cu această situație? Nu știu de decese la acest moment pe durata transferului, cel puțin n-am fost informat, iar noi suntem pregătiți în perioada asta și cu partea de avioane ale SMURD-ului, pe partea elicopterelor Ministerului de Interne, elicopterele mari care sunt adaptate pentru acești pacienți cu echipă de la SMURD Florească și cu avioanele Ministerului Apărării dacă ai nevoie. Dacă am de dus mai mulți pacienți, pot să folosesc și oricând am apelat, am avut la dispoziție avion de la Ministerul Apărării. Puteți spune, vă rog frumos, dacă este adevărat, ați trimis cumva o... Nu aș trage concluzia, pentru că, cum știți foarte bine, că sistemul medical poate să fie flexibil, pentru că mai avem paturi și mai avem paturi care sunt pentru celelalte cazuri. Și că și echipamente, ventilatoare, materiale sanitare, tot există. Deci, la un moment, dacă vrei să mai crești, se poate să mai crească, cum a zis doamna doctor, se pot găsi soluții. Cum face Babeșul, de exemplu, acum, care crește încă 10 paturi acolo. Cum e Matei Balș, care și anul trecut au zis acest lucru și acum ni s-a confirmat că există capacitate de creștere, dar au nevoie de personal și lucrăm pe detașare de personal acolo. Doamna, ne spuneți, vă rugăm frumos, dacă ați trimis cumva o adresă. Ar fi trebuit să aibă loc mai devreme? Această discuție cu managerii de spitale ar fi trebuit să aibă loc? Vă asigur, chiar dacă nu ați avut până acum să discutăm public, noi în ultima perioadă, cel puțin la CNCCI, nu am stat pe loc și a fost discuții permanente pe partea de terapie intensivă. Sunt videoconferințe care au fost și au participat și colegii de la Ministerul Sănătății, în care am vorbit în continuu despre paturile de terapie intensivă, păstrarea lor, păstrarea paturilor de COVID, pentru că era clar că nu scăpăm așa de ușor fără să intrăm în încă un val, cum au intrat alte țări. Deci nu e o discuție care a început acum, e o discuție de ceva timp, dar cum a zis doamna secretar de stat, lucrurile merg repede și clar că trebuie să ne adaptăm și este dezavantajul care vi l-am zis, că pornim de la o limită mult mai sus a numărului paturilor ocupate de terapie intensivă din cele care l-am avut. Aici aș completa și eu faptul că în permanență ținem legătura cu DSP-urile din țară și cu managerii de spital. De asemenea, am avut întâlniri și avem comunicare cu serviciile de ambulanță. De asemenea, avem o colaborare foarte bună cu DSU. Practic, suntem într-o
comunicare și o colaborare bună, care de fapt ne ajută să luăm niște măsuri care să ne ajute pe noi toți. Doamna doctor, ne spuneți, vă rugăm frumos, dacă ați trimis cumva o adresă către Institutul Național de Sănătate Publică prin care îi notificați că domnul Ștefan Voinea ar urma să acceseze baza de date statistice din Registrul Național de Vaccinare? Practic, această accesare a bazei de date din REMV este acordată Ministerului Sănătății pe o adresă comună, deci un ID comun și pe un password de asemenea comun. În cadrul acestei adrese comune am avut fiecare IP-urile proprii pentru accesare, tocmai ca să fim fiecare răspunzător de ceea ce facem. Deci, practic, nu ați notificat Institutul Național de Sănătate Publică pentru a accesa baza de date științifice a Registrului de Vaccinare. Am solicitat acces și aș vrea să fac o subliniere extrem de importantă. Aceste date sunt date statistice, sunt date publice. Sunt date la care avem cu toții acces, pentru că, de fapt, sunt date care ne privesc pe noi toți. Este un acces la niște informații care sunt publice. V-am întrebat pentru că cei de la Institutul Național de Sănătate Publică spun că nu au primit nicio notificare din partea dumneavoastră, nicio adresă prin care îi notificați acest lucru. Există un schimb de corespondență între noi. Și în calitate de consilier onorific avea dreptul de a accesa această platformă? Avea dreptul pentru că suntem colaboratori în cadrul Ministerului Sănătății și practic este o echipă cu care lucrăm și fiecare dintre noi are acces pentru că este important să tot așa să colaborăm, să comunicăm. Am o singură întrebare legată de acest subiect. Știm că domnul Ștefan Voinea este consilier onorific. Avea voie să acceseze astfel de... Ce m-a întrebat colegul dumneavoastră sau cine este? În ceea ce privește presiunea pe sistemul medical, putem spune că este cea mai gravă situație de când a început pandemia? Nu neapărat este cea mai gravă, dar este o situație gravă care ne alertează pe toți și ne obligă la precauții. Rugămintea din nou și apelul, exact cum a spus domnul secretar de stat, este să avem cu toții grijă, pentru că depinde de fiecare dintre noi încotro va lua această perioadă. Spitalul de la Lezcani a fost închis pentru că pe timp de iarnă nu era prea frig înăuntru. Acum va putea fi redeschis în aceste condiții? Da, acum s-a discutat, exact cum a spus domnul secretar de stat, la reoperaționalizarea lui. Se discută acum reoperaționalizarea spitalului Lezcan, lucrează DSP-ul, lucrează colegii de acolo, am vorbit și cu domnul doctor Cepoi, cu doamna doctor Grigoraș, care e coordonatoarea pe ATI în zonă și se lucrează în această idee. Bineînțeles, trebuie verificate sistemele de încălzire, tot ca să fie bine acolo. Dar clar că spitalul va fi reactivat în cel mai scurt timp posibil. Deci asta este cu siguranță. Ne spuneți și câte locuri sunt în București, în secțiile de terapie intensivă și de câte ar mai fi nevoie, vă rog? Vă spun pentru că nu stau să... Adică nu știu de pe rost să vă spun că atâta este la acest moment liber. N-am cum să vă spun cât este liber pentru că se schimbă. Am vorbit la ora 3 cu colegii, acum poate că a apărut altceva. Deci dacă doriți, ne cereți și vă trimitem datele exacte. Există raportul care l-ați văzut, care s-a discutat cu premierul și unde arată care este numărul actual de paturi în România și care, bineînțeles, Ministerul Sănătății acum încearcă să-l crească și cu sprijinul unităților mobile, dar și cu ce s-a discutat astăzi cu spitalele din București și din țară. Mulțumim! E posibil să fie amânate intervenții chirurgicale pentru a face locuri? Nu intrăm în acest subiect ca să spunem că dăm astfel de dispoziții că vom amâna operații, dar fiecare spital poate să gestioneze situația ca să facă loc pentru cazurile acute imediate, fără să pună în pericol viața altor pacienți. Deci asta este. Mulțumesc mult! Mulțumim! Este o situație critică, așa cum știm, confirmată și de oficiali. Și